Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând pentru invitație și cred că trebuie să încep prin a adresa felicitări și un proiect minunat. Dumneavoastră, Fundației pentru Copii Ronald McDonald. Și cred că, așa cum spuneam în urmă cu vreo 2-3 săptămâni, la o întrunire cu foarte mulți copii, Forumul Copiilor se numea, e vorba despre emoție, despre lipsa ei sau despre posibilitatea de a acorda copilului atenția necesară, mai ales atunci când el este bolnav și mi se pare, din punctul ăsta de vedere, un proiect extraordinar care aduce lucrurile din zona de macro. Totdeauna discutăm despre sisteme de sănătate, discutăm despre tot felul de lucruri ăsta și uităm de multe ori că lucrurile mici sunt cele care fac viața multor oameni mult mai bună. Fie că discutăm despre copii și familiile lor, fie că discutăm despre comunități și problemele comunității. Și cred că aici trebuie să începem să reflectăm și să găsim soluții. Dumneavoastră dezvoltați un model de bună practică, să vedem dacă putem să-l replicăm. Noi avem, pentru prima dată, după mulți ani, am reînființat în Ministerul Sănătății, după mult timp, o structură care se ocupă de sănătatea copilului și sănătatea mamei. Și e normal să fie așa, pentru că lucrul ăsta face parte din responsabilitatea Ministerului Sănătății, dar nu numai asta, este vorba de o responsabilitate pe care o avem cu toții în a asigura condiții bune dacă discutăm de accesul la servicii de sănătate sau de a discuta despre oportunități pentru ca familiile să-și desfășoare activitatea în armonie. Cred că ceea ce faceți dumneavoastră merită, cum spuneam, replicat. Acum, noi, sigur, măsura în care putem să vă oferim sprijinul, vom face. Înțeleg că doriți să vă dezvoltați un astfel de proiect și la Institutul Fundeni și vă vom acorda tot sprijinul pentru realizarea acestui proiect la Institutul Fundeni și acolo sunt foarte mulți copii care sunt bolnavi. Din nefericire, unii dintre ei au boli grave și trebuie să facem acest lucru. Săptămâna trecută am fost în vizită la domnul doctor Cârstoveanu, l-ați menționat, îl salut încă o dată, este împreună cu noi. Și în secția de neonatologie de la Spitalul Marie Curie. Să știți că o vizită acolo nu este o vizită neapărat de natură medicală, ci este o vizită de natură emoțională. Acolo sunt mulți copii care au boli extrem de serioase, grave, unele cu un prognostic rezervat. Sunt împreună cu părinții lor și probabil că acesta este lucru care contribuie cel mai mult la o eventuală evoluție pozitivă a copilului, faptul că poate să interacționeze cu mama sau cu unul dintre părinți, cu celălalt părinte. Este foarte greu și mă bucur că proiectul dumneavoastră prevede și o extindere la Spitalul Marie Curie. O să vedem dacă putem să, eventual, dacă este doamna ministru Fire aici, dacă putem dezvolta un astfel de proiect, pentru că un astfel de proiect comun, într-adevăr, cred că merită toate eforturile și merită susținerea din partea autorităților, pentru că ceea ce vă spuneam puțin mai devreme, copiii, pe de-o parte, sunt așa o categorie pentru care avem foarte multă empatie și suntem foarte afectați dacă pățesc ceva sau dacă au probleme și cu atât mai mult găsirea unei soluții care să le ușureze suferința atunci când sunt bolnavi, cred că trebuie pusă în practică. Vă felicit încă o dată și vă aștept oricând dacă putem să găsim calea unui parteneriat extins încât să putem să facem, într-adevăr, în spitalele de pediatrie, măcar din România, să existe astfel de spații, nu neapărat locuințe individuale, dar și anumite zone care se pot amenaja
Sigur că și autoritățile locale pot contribui cu foarte multe lucruri aici, pentru că majoritatea spitalelor de pediatrie sunt în subordinea autorităților locale, Consiliei Județene sau câteodată primării, și e clar că putem să venim pe o zonă care să fie pozitivă, atât ca imagine, cât mai ales ca și impact, pentru că fugim de foarte multe ori numai după imagine. Contează până la urmă ceea ce facem pentru oameni și modul în care ei percep activitatea noastră și onestitatea și sinceritatea mesajului trebuie să traducă și în lucruri care se întâmplă cu adevărat. Vă mulțumesc și vă felicit pentru ceea ce faceți.